Eu vreau să fac o alianță. Alianță cu cine? Mai mulți partide. Vreau să uniesc mai mulți oameni în alianță, dar ea nu să numesc partid sau altceva. Adică eu vreau să trec la sistemul vechi care a fost până anul 1912. Dar și fel de sistem. Democrație directă, da? Vine fiecare și... Dijez da. Abidea. Da. Basarele. Decide în locul aleșilor, în locul miniștrilor. Da. Numai că în Soviet, în rusești Sovietul Suprem, dar care vreau să fundez eu, se numește atât de important era numele încât l-ai și uitat. Bun, și ce vrei de la Maia Sandu? Să participe la proiectul tău? Să discut cu ea, partid proiectul meu. Și nu te lasă? Mesajul care eu îl transmit nu îl duce la Maia Sandu. Dar bine că spune-l la cameră și o să-i transmită. Maia Sandu, 3 săptămâni în urmă, a făcut un video unde a menționat întrevederea mea care a fost un an și două luni în urmă. Ai avut discuții cu ea? Da, da, dar ei era... La protest, probabil, atunci era în stradă. Nu, ei la partid. La PAS. La partid, ok. La partid și eu am fost la partid. Am vorbit cu ea personal. Și ea a menționat personalitatea mea și am venit anume din diasporă pentru a discuta anume cu Maia Sandu. Lucrai psihotare? Da. Dar aici la pază nu-mi dă voie să intru, pentru informațiile care am sunt confidențiale. Eu nu pot să le înscriu într-o hârtie. Bun, dacă ai avut ocazia să vorbești cu ea, ce n-ai convins-o atunci? Zici că ai fost la partid un an și două luni în urmă. Atunci eu i-am spus așa că să fac ce se poate de făcut, dar dacă nu va merge, atunci eu voi acționa direct în rezolvarea problemei Republicii Moldova. Și cum ai de gând? Sper că nu te apuci să omori pe nimeni. Sau să faci baricade. Dar direct aș mă gândesc și poate să fac un om direct. Ascult. Proteste. Ia un țuruiac și fă proteste. Nu. În primul rând, pentru a rezolva problema în țară, de iad trebuie să înceapă de la reforma justiției, dar și reforma justiției. Dar pe uite de câți ani fac reforma justiției. De-aia mi-am neomorât cu atâta reforma justiției. Asta nu e reforma justiției. Dar cum trebuie făcut, da? S-a redus numărul de instanțe. S-a mare de legi, care penalitatea lor e minimă. Înțelegi? Legile au fost schimbate de 20 de ori. Și de comuniști și de Partidul Democrat. După legile astea care au fost schimbate, nu poți să judeci pe nimeni. Ia că unii sunt judecați, stau la închisoare. Cine? Mulți! Îți pline închisoarele. Filat... Da, uite, Filat, Platon, de exemplu. Pe dânsul i-au băgat tot Partidul Democrat. Cu dosare publicate. Dar cum trebuie să facem, dar ca să nu fie politizată justiția? Știu cum se face. Știi cum și vrei să-i spui Maia Sandu și nu te mai lasă să intri la ea. Du-și o găsește iar la partid, dacă la guvern nu te lasă să intri. La partid parcă nu au pază, sau crezi că au și acolo pază. Dar ea nu e la partid, ea a ieșit din partid. Nu cred că a ieșit din partid. E lidera PAS. Da, dar e independent. Păi cum e independent? Păi a condus lista partidului, a blocului acum. Lidera partidului. Păi e lidera partidului, e președinta PAS. Și-a dat demisie. Păi da, nu e adevărat, n-are voie să-și dea demisie. Cine e în locul ei, dacă și-a dat demisie? O ales din Parlament. Nu e adevărat. Din partidul ei. Nu. Salut! Bună! Ce facem? Ia că-ți plânge omul cu vrea la Maia Sandu și nu-l las să intre. Am o informație importantă pentru dânsul. Și nu poate găsi. Dar... evident că singur n-am să pot să fac. Am nevoie de mai multe mâini. Dar eu nu mă refer la mâini care păroasă. Care cu bani. Mâini curate trebuie, da. La intelect. La intelectul de la cap ai arătat și tu bine, nu de la mâini. Încearcă, dacă nu o găsești aici, o găsești la partid.
Dacă nu găsești, nu găsești, scrii hârtii sau vine duminică în parc și povestește la cameră care e proiectul tău minunat. Aici în parc, fiecare duminică de la 1 la microfonul liber suntem. E ca și Oleg, știi? Da, da. Cred că și cățelul a aflat de-am. Noi susținem, mai Sandu trebuie să iasă să vorbească cu cetățenii, nu trebuie să svii atunci când vine alegerile numai. Transparența care am cerut-o eu e... nu-i făcut la 100%, doar e pe jumătate transparența, asta nu înseamnă transparență. Transparență. Dar transparență unde? În instituțiile de stat sau în partide sau unde să fie transparență? De exemplu la guvern. Uh-huh. Ia uite, au geamuri de sticlă, transparent, se vede cine e interior. Nu? Nu e destul de transparent? Nu. Dar cum trebuie? Nu, transparența nu se face anume așa. E ca și sus sau geamurile deschise și aer condiționat. Un exemplu, da? Da. De ce nu se creează un grup de persoane care doresc să vorbească cu doamna Maia Sandu? Cum nu-ți creează? Uite, eu de-am a treia oară vin azi aici. Toată lumea vrea să grească cu Maia Sandu. 10 oameni vor cu Maia Sandu. Pe data cutare, intră direct la prim-ministru. A doua zi, iar un grup de 10 persoane... Ar trebui să aibă o oră de audiență. N-am auzit să aibă Maia Sandu ore de audiență. Iată să spunește transparență, dar nu ce e că stă paza aici și paza acolo și nimeni nu poate să intre. De acord. Cum te numești? Cum te prezentăm? Eu l-am lăsat partimă. Nu vrei să te prezinti, ok. Nu, mă prezint. Alianța care doresc eu să o înființez, să vă numi Agent 006. Ok, așa se numește alianța, da? Eu am fondat. Bine. Și mă numesc Sergiu. Sergiu, bine Sergiu, am înregistrat. Iar că n-ai filmat.